Bine v-am găsit la vară pentru voi. Azi ne vedem pe TVR Iași și pe TVR 3, așa că salutare vouă, de oriunde ne urmăriți. Că ești oltean, bănățean sau moldovean, nu contează, azi nu fac discriminare în ceea ce privește premiile TVR Iași și vor ajunge la telespectatorul care ne sună la numărul de telefon 0232209012. Ediția din această după-amiază vară pentru voi va începe lin, într-o atmosferă romantică de curte regală, datorită muzicii de lăută, dar în a doua parte turăm motoarele ceva mai tare, pentru că vom vorbi și despre cel mai așteptat eveniment automobilistic din Moldova, și anume Raliul Moldovei. Și dacă, după ce veți vedea imaginile de la antrenamentele băieților pe traseu, veți avea așa puțin câteva palpitații, atunci să știți că în curând, săptămâna viitoare mai exact, vom avea corturi la Iași unde vă veți putea monitoriza tensiunea în cadrul unui alt eveniment despre care vă vom da detalii azi la vară pentru voi. De fapt, întreaga ediție este sub semnul evenimentelor și asta pentru că și primii invitați ne vor vorbi despre un concert inedit de muzică renascentistă care se va întâmpla la sfârșitul săptămânii la Iași. Dar până atunci să-i ascultăm. Constantin Lazar și Dragoș Mihai Cohal sunt artiștii care fac această după-amiază mai sonoră. Sunt puțin lăutiști în România care readuc în contemporaneitate sunetul și atmosfera muzicii de lăută. Profesorul Constantin Lazar este unul dintre ei în această după-amiază alături de Dragoș Cohal, pe care îl cunosc în postura de dirijor, de orchestrator, și îmi pare bine să-l văd și apropiat de muzica de lăută. Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Bine m-am găsit! Am ascultat lăuta, acum putem asculta și povestea, care e una foarte interesantă. E un instrument foarte vechi. Da, e un instrument care, în ciuda faptului că se știe momentan puțin, relativ puțin despre el, de fapt a fost foarte popular acum vreo 400 de ani în toată Europa. Modelul pe care îl dețin și pe care l-am ascultat mai devreme este o copie, de fapt, după un model original italian de la sfârșitul secolului XVI. Și bineînțeles că toată muzica pe care mă străduiesc să o promovez
aparține acestui secol 16 și început de secol 17. Ce lucrare ați interpretat? John Dowland este compozitorul și am interpretat The Lowest Trees Have Tops. Face parte din primul volum de arii de curte, John Dowland lăsându-ne o moștenire de 4 astfel de volume pentru voce și lăută. Cred că am auzit engleza veche, nu-i așa? Ne-am străduit. De când mă străduiam eu să-l citesc pe Shakespeare, să-i citesc sonetele lui Shakespeare în engleza veche, cred că n-am mai auzit sonoritatea limbii engleze veche, cât de dificil este să o abordez. E o provocare. E o provocare, da. Dar face parte, ne străduim, cum a spus și Dragoș, ne străduim să sugerăm atmosfera acelei vremi și prin intermediul limbii, firește, care este strâns legată de mesajul pur muzical. Despre domnul Lazar știu că s-a apropiat de muzica de lăută venind pe un drum dinspre rock, nu-i așa? Da, e adevărat, da. E adevărat. Eram fascinat de formațiile care își desfășurau activitatea în perioada anilor 70 în Anglia, care aveau o sursă de inspirație foarte puternică din acea zonă. Poate bizar ar părea pentru unii, dar aceste formații au făcut istorie, să spunem, în zona rock-ului. Bineînțeles, acolo am auzit sonorități care se înrudeau cu cele a lăutei și mergând așa pe firul ăsta am găsit până la urmă instrumentul original, să zic, și mi-am pus în minte să învăț, să văd ce se întâmplă și cum aș putea să învăț așa un instrument, chiar dacă speranțele erau destul de firave la început. Da. Pe dumneavoastră ce v-a făcut să vă apropiați de muzica renascentistă? În general sunt atras de muzica veche, pentru că are un mesaj foarte simplu și foarte profund în același timp. Și mărturisesc că la modul pragmatic, pur și simplu mi-au fost dăruite de colegul meu aceste prime două volume de arii de curte, de songs, se numesc ele, pentru voce și lăută. Și am intrat ca orice prim ascultător pe internet, pe YouTube, și am fost absolut fascinat de acest stil, în primul rând. De vocalitatea, de modul de a cânta această muzică și, nu în ultimul rând, de frumusețea melodiilor. Vă propun să vorbim și despre evenimentul care va avea loc la Iași la sfârșitul săptămânii. Am aici și afișul, îl voi arăta. Face parte din un mic ciclu de reprezentații, să le numesc așa, acesta fiind cea din urmă. Al treilea nostru concert în Iași. Primul a fost în Atrium Palace, al doilea a fost la Biblioteca Centrală Universitară și al treilea sperăm să se desfășoare în cele mai bune condiții la Ateneul Tătăraș. Vinerea aceasta la... Este un program 19. Integral de muzică renascentistă și integral din creația acelui așa autor, John Dowland. Și e un recital, un concert și cu un mesaj, e un omagiu. Da, e un omagiu adus prietenului nostru, Cătălin Pop, și nu numai lui, și celorlalți trei care au pierit în accidentul de la Brașov. Și sperăm să-l putem omagia așa cum se cuvine pe muzicianul și profesorul Cătălin Pop. Chiar în deschiderea recitalului am pregătit un moment care nu ține de această arie a repertorului renascentist și sperăm să ne-l putem aduce aminte prin zâmbetul și carisma pe care ne oferea de fiecare dată pe Cătălin Pop, așa cum se cuvine. E interesant faptul că avem un concert de muzică renascentistă la Iași, pur și simplu. De obicei ascultăm această muzică, publicul e dispus să primească această muzică mai mult în cadrul evenimentelor de tipul Zilele Cetăților Medievale și așa mai departe. Dincolo de astfel de contexte, în ce cadru se mai ascultă muzică de lăută? Ceea ce mi-am propus împreună cu colegul meu, Dragoș, ne străduim, cum aminteam mai devreme, să schimbăm, dacă se poate spune așa, statutul sau felul în care este privită această muzică, nemai fiind una legată de alte evenimente, ci pur și simplu un eveniment, să spunem noi, academic-muzical, care să fie introdus în stagiuni
ale filarmonicilor sau, eu știu, da. Da. E un, chiar suntem, da. Vom fi în stagiunea următoare, suntem deja programați pentru un concert, un recital cum este cel de vineri. Pe 8 noiembrie 2016 vom cânta în stagiunea filarmonică în sala Caudela. Deci acest repertoriu se pretează pentru sălile de filarmonică și, bineînțeles, pentru publicul avizat. Iar dincolo de activitatea concertistică, aș vrea să știu unde anume se studiază lăuta, dacă se studiază, pentru că știu că ambii sunteți profesori. Nu se studiază lăuta. Cel puțin în România. În România, firește, despre noi era vorba. Uh-huh. Încă nu se studiază. Am avut o încercare, să spun așa. Demersul este destul de anevoios, din mai multe considerente, dar nu vreau acum să etalez dificultățile. Mi-ar face plăcere să găsesc avantajele unei astfel de demers și poate că se vor găsi aceste avantaje care, sau facilitățile numesc, în baza cărora să se poată porni o școală de lăută în România. Am un prieten, aș putea spune, chiar la Timișoara, care se străduiește, încearcă acolo să pornească ceva. E vorba despre domnul Caius Hera. Am mai amintit în emisiunile dumneavoastră de acest nume. E foarte dificil datorită faptului că cadrul, să spun, legal, ne conduce a studia în afara țării, pentru ca să ne putem numi profesori a acestui instrument. Dacă nu, putem fi doar niște mari iubitori al instrumentului care încearcă să învețe pe alții mai mici. Deci, până în alta, suntem în tatonări, să zic așa. Firește, cel mai important lucru nu este neapărat cadrul legal, ci a atrage oameni și cu precădere tineri spre a îndrăgi acest instrument și în momentul când lucrul ăsta se înfăptuiește, fie chiar într-un mod, zic, nesemnificativ la început, are totuși o mare semnificație, pentru că, în primul rând, ne trebuie iubitorii care să ne putem pretinde că am putea face școală de așa ceva. Ne alăturăm și noi cumva acestei strădanii de a face ca muzica de lăută și muzica veche să fie în mai mare măsură celebrată și ascultată și studiată. Aceasta este misiunea dumneavoastră. Am să vă invit să ne cântați din nou. Mulțumesc tare mult că ați venit în emisiune. Vă mulțumesc de pe acum, chiar dacă veți rămâne alături de noi până la finalul ediției și vă vom mai asculta. Până ajungeți acolo, am să anunț câștigătorul concursului de astăzi. Premiile TVR Iași vor merge către Elena Bârsan din Iași. Felicitări, doamnă! Vouă, celorlalți care ați încercat, care ne-ați sunat și care știu că sunteți acum în fața televizorului, vă mulțumesc, vă mulțumim că sunteți alături de noi și sunați-ne și în edițiile următoare, pentru că vara este lungă și premii vor fi din belșug. Flow, my tears fall from your springs, exiles forever let me mourn. When night's black cloud sad infamy sings, but
Salam.